al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ați auzit pericopa evanghelică de astăzi în care Mântuitorul, ca Dumnezeu și Creator al lumii, și-a permis să hrănească 5.000 de noroade afară de femei și copii. El spunea de multe ori, și l-am auzit și în învățătura sa, omul nu va trăi numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar tot el spunea, cel ce saturi pe cel viu de bunăvoință, deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate, iar întorcându-ți fața ta, se vor tulbura. Deci cel ce dai hrană dobitoacilor și iarbă dobitoacilor și pâine spre slujba oamenilor, spunem psalmul vecerniei. Deci atât Evanghelia de astăzi are un fundament. În primul rând, în puterea Dumnezeirii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în lucrarea sa mesianică să demonstreze că este una cu Dumnezeu și nu face toate decât prin supunerea și ascultarea și dragostea față de Tatăl. Evanghelia de astăzi nu este o evanghelie a minunilor de tămăduiri de bolnavi, nu este o evanghelie de tămăduire a șchiopilor sau a orbilor sau ridicarea slăbănogilor sau orice altă faptă prin care să fie lăudată credința. Ci este o evanghelie în care Mântuitorul, indiferent de credința oamenilor, ci poate puțin pentru evlavia lor, vine să le arate sau vine să le spună că trebuie să fim credincioși și atunci când primim și atunci când nu primim. De aceea se spune că Mântuitorul, mergând în cetăți, din cetăți în cetăți, a venit vremea să ajungă și la un loc pustiu, unde s-a trezit înconjurat de mulțime de noroade. Evanghelistul Matei se exprimă într-un fel, Evanghelistul Ioan se exprimă pe detailat. Mă voi folosi de ambele evanghelii pentru a detaila subiectul lui Ioan, care este mai dogmatic din punct de vedere evanghelic, iar al lui Matei, care este mai mult literar. Literar în sensul că fiecare din evangheliști a scris la fel, dar nu cu același lux de amănunte. După ce Iisus s-a dus și a trecut dincolo de Marea Galilei în părțile Tiberiade, au mers după El mulțime multă de oameni. V-am mai spus încă o dată și iarăși repet, termenul de mulțime arată că cei care mergeau după Mântuitorul erau nenumărați și fiii bisericii la fel sunt nenumărați, iar oamenii sporesc în fapta bună prin mulțimea credinței lor. Deci nu se spune pentru atâta credință ai sporit, ci pentru credința ta, mare este credința ta, multă este credința ta, pentru mulțimea păcatelor noastre, spune iarăși în cântările de pocăință. Ei, pentru mulțimea credinței, mulțimile se țineau de Mântuitorul și ascultau cuvântul cel din veac. Ori Mântuitorul era dator să împlinească două misiuni deodată. Să hrănească cu pâinea cea trupească și să hrănească cu pâinea cea cerească, cel ce mănâncă trupul meu, iar în altă parte el spune, cel ce adună cu mine nu risipește și cine adună fără mine risipește. Și-au mers după el mulțimile, el făcea minuni, vindeca pe cei bolnavi și s-a suit în munte și de acolo cu ucenicii săi s-au ridicat și-au văzut, deci și-au văzut, slava lui Dumnezeu. Deci de fiecare dată când Dumnezeu se ruga, Iisus Hristos se ruga către Tatăl Ceresc, era un semn de preamărire că Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, vine să împlinească ceea ce primise Fiul din ascultarea întrupării, fiindcă s-a făcut ascultător pe sine până la moarte pe cruce. Deci și întruparea din Fecioara Maria a fost legată de o ascultare divină. Adică din dragostea Fiului, prin bunăvoința Tatălui și prin puterea Duhului Sfânt. Deci Duhul Celui Preanalt te va umbri, Duhul Celui Preanalt, deci care de la Tatăl purcede, iar imediat Mântuitorul care întrupa din Fecioara Maria se face om să răscumpere păcatele noastre. Și au zis, n-avem ce să le dăm de mâncare, spune evanghelistul ăsta, apostolul Filip. Pâinea pe care o avem noi nu este decât 5 pâini de ors și 2 pești, spune evanghelistul Ioan, iar Evanghelia de la Matei spune 5 pâini și 2 pești avem. Ei, aceste 5 pâini, în simbolul lor duhovnicesc, nu sunt altceva decât învățăturile pe care Mântuitorul le presară una câte una pentru întemeierea noii biserici creștine. De ce spune că erau 2 pești? 2 pești sunt în tainele bisericii. Se poate vorbi întâi de botez, și se poate vorbi de taina pocăinței care este prin lacrimi.
Este o a doua spălare, deci taina pocăinței sau mărturisirii. Ori ținând cont că acestea două spală pe om de păcate, trebuie să vină pâinea cealaltă și să hrănească, adică celelalte cinci taine care sunt închipuite sub chipul pâinii, deci ați văzut, luăm sfintele, luăm taina mirungerii, botezul, cununia, căsătoria și toate celelalte care fac parte din învățătura bisericii. Dar un lucru ce trebuie subliniat următorul. Mântuitorul avea de justificat ca Dumnezeu două mari încercări. Venind Satana în pustie ca să-l ispitească, i-a zis: de ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi acestor pietre să se facă pâine. Ori Mântuitorul refuză să dea acest act de împlinire a minunii și spune: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci, iată, nu se contrazice pe sine, dar se opune forței răului prin ce? Prin a arăta că acolo unde este un singur om, nu este nevoie de o mulțime de pâini, ci de una singură. Și atunci, pentru faptul că s-a adresat fă acestor pietre să se facă pâine, el nu și-a descoperit puterea dumnezească nu din smerenie, că Satana este supus lui Dumnezeu, ci din adâncul smereniei, ca să poată să se înfrâneze ca om și să nu fie corupt în mintea lui de pofta trupului, adică a sațiului și a mâncării, cum facem noi în zilele de post. Părinte, să vă spun drept, zice, aș fi postit, dar când am deschis frigiderul, nu aveam nimic de post. Și zice, văzând că este doar mâncare de dulce, aia am mâncat. Ei, ori acest lucru l-a făcut Mântuitorul, ispitindu-se pe sine ca om pentru cele 40 de zile de post, a vrut să arate că și el ca om poate ar cădea în ispita acestei mâncări, dacă în jurul lui pe muntele Carantania ar fi fost făcută pâine. Dar nu numai acest lucru. Iudeii mai cârteau între ei în timpul mesianității Mântuitorului și vorbeau între dânsi: cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său sau să bem sângele său? Nu-i fiul lui Iosif și al Mariei? Acesta hulește. Ei, Mântuitorul nu le aduce aminte că în pustie au fost hrăniți cu mană și cu pâine. Și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Și mană le-a trimis lor și nesăturându-se, știți, din Psaltire, a bătut vântul Livei și a adus și păsări zburătoare și a umplut de cărnuri, dar a trimis și pedeapsa peste carne. Deci Dumnezeu este stăpânul pâinii. De data aceasta, locul pustiu al minunii de astăzi, unde erau ca 5.000 de oameni, afară de femei și copii, era tocmai prilejul potrivit de a arăta că și cel ce vine să semene legea darului nu este cu nimic mai mult decât cel mai puțin, deci sunt egali și la fel în mărime și în putere, decât cel ce a venit să semene legea veche, deci cel ce a venit Dumnezeul lui Israel sau Iahve, cum îi spune Adam, care a venit ca un Dumnezeu atotputernic, biruitor, stăpânitor, tare, dar în același timp și ocrotitor a poporului Israel, nu pentru credință lui, ci pentru împlinirea actului mesianic din vița lui, din scaunul lui David, cum spune acolo în Psalm. Și iată că în clipa aceea Mântuitorul împlinește o faptă egală cu Tatăl. Dar înainte de a o împlini, nu uite să arate că apropierea între persoanele Sfintei Treimii este aceeași. Adică nu lucrează una fără celelalte două sau una fără cealaltă. Ci luând pâinile și ținându-le în mâini și binecuvântându-le, și-a ridicat ochii spre cer. De fapt, de ce și-a ridicat ochii spre cer? Poate că și preotul când face litia în biserică și spune să se mulțească și să binecuvinteze pâinile acestea în locașul acesta, în satul acesta, în orașul acesta, face însemnul, și am să ajungem imediat, deci face însemnul aceleași binecuvântări din pustia de atunci și cu minunea de atunci, prin care Mântuitorul, ridicând ochii la cer, n-a cerut doar minunea pâinii pentru moment, ci a cerut poate și binecuvântarea acelor locuri ca ele să rodească pâine pentru mai târziu, ca noroadele să nu umble goale și flămânde și însetate sau pustiite de sărăcie, ci însuși a cerut binecuvântarea pământului prin acele pâini. Deci a cerut ca pământul să rodească și să-și dea rodul său la vremea sa. Și vedem în Psaltire când spune, zice, și pentru virtutea celor ce au locuit pe dânsul, sărăturile le-a făcut în pământ roditor și pământurile roditoare le-a făcut sterpe. Deci cum se întâmplă și astăzi, spunem, prășim, arăm, grăpăm, ne judecăm, stăpânim, dar când se scoatem recoltă, nimic nu luăm. De ce?
fiindcă Mântuitorul nu rămâne de minciună, cine n-adună cu mine risipește. Stă toată vara, bate grindina și distruge, vine o ploaie și usucă, sau vine seceda și arde, sau vine sălbăticiunea și strică, sau vine hoțul și fură, și omul vede că a muncit în deșert. De ce? Fără Dumnezeu nu agonisim nimic. Mergând mai departe, mai avea Mântuitorul de justificat o problemă, problema pâinii. Și de data aceasta o justifică într-un mod cu totul spiritual și mai mult decât gândeau iudeii de față. Mulțimile când s-au văzut așezate în iarbă și împărțite cete-cete, deci de ce spun cete-cete, însuși aceasta arată în simbolul duhovnicesc și în puterea lui Dumnezeu că și oamenii sunt pe cete, precum și în împărăția lui Dumnezeu și sfinții vor fi pe cete. Precum și în raiul desfătării și în sânul lui Avram sau în cortul dreptilor, fiecare sfânt va fi în ceata și în slava sa. Mărturisitorii cu plata lor, pusnicii cu plata lor, sfinții cu plata lor, martirii cu plata lor, împărații cu plata lor, arhierei cu plata lor, ăștia la alți, propovăduitorii cu plata lor și așa mai departe. Iar cei miluiți și mântuiți cu ceata lor. Ei, ori acest lucru a vrut să-l arate Mântuitorul când chiar și în una din rugăciunile pe care o auzim la acatist spune așa: du-mă pe mine la pășunea duhovniceștilor tale taine. Deci iată, nu întâmplător arată că deși în pustie fiind ea așezată în iarbă cete cete, ci acea pășune duhovnicească despre care vorbește Mântuitorul a făcut ca acești oameni să-și cunoască două filozofii deodată, că omul este ca și iarba și zilele lui ca floarea câmpului, dar în același timp, precum iarba trăiește și se hrănește din porunca ziditorului, și acești oameni trebuie să se supună aceleași ordini divine, aceluiași mesaj spiritual și duhovnicesc, să poată să-i hrănească din pășunea lui cea duhovnicească. Ori împărțindu-le pâine, deci ori împărțindu-le pâine încete, încete, ați văzut că nu faptul că s-au săturat a contat, ci faptul că din cele 5 pâini de ors, spun de ors, ca să arate că omul trebuie să se smerească, iar sfinții, apostolii și cei care l-au urmat pe Dumnezeu n-au mâncat pâine albă și crembuș, ci au mâncat pâine de orz, al de Sfântul Ioan Gură de Aur, al de Vasile cel Mare, al de Sfântul Marcu Ascetu, al de nu știu care sfinți, deci care fiecare la rândul lor s-au nevoit cu nevoința, cu postul, cu privegherea, zice, și cu darul facerii de minuni, ați făcut pustiul înfloritor și plin de roadele credinței. Ori acești apostoli care erau de față și aveau la ei 5 pâini de orz și 2 pești, arată că deși erau ucenicii Mântuitorului, nu se îndeletniceau cu mâncări grozave, ci prima caracteristică era lepădarea de sine, mulțumirea de sine. De ce spun mulțumirea de sine? Că omul care nu se mulțumește cu cât îi dă Dumnezeu, pierde și ce mai are. Ați văzut că sunt veșnic oameni nemulțumiți și cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, nemulțumitul niciodată n-are, ori săracul întotdeauna are. De ce? Fiindcă săracul se mulțumește cu sărăcia, ori bogatul nu se mulțumește nici cu bogăția. De aceea trebuie să arătăm că Mântuitorul și-a adus ca argument că pâinile, prin Evanghelistul Ioan, că pâinile erau de orz și pește simplu, să arate că vin din oameni smeriți, oameni săraci, dar în același timp, pâinea din care trebuie să ne hrănim să fie hrana trupului. Ori toți Sfinții Părinți în învățătura lor patristică arată că noi nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Ori ați văzut când cumpărăm o travă și stropim pentru gândacii de Colorado. Aceștia consumă fără să producă. Ei, asemenea lor sunt socotiți oamenii păcătoși care nu aduc nimic duhovnicește în aportul sufletului lor și bisericii creștine, consumând ale bisericii botezul, cununia, taina de care se folosesc, sfânta împărtășanie, orodul lor este sterp. Ioan Iacob arăta frumos într-o poezie. Zice, bunica Dumnezeu s-o ierte, mi-a semănat de timpuriu în suflet faptele credinței, deci arată, și rodul lor mă ține viu. Deci, omul care este credincios și iarăși ne izbim de o formă abstractă care o întâlnim de fiecare dată și chiar și astăzi dimineață. Părinte, zice, în sinea mea îmi doresc să fac totul. În sinea ta nu faci nimic. Pomul, dacă n-ar rodi și ar face flori în sine, l-ai tăiat. O legumă, dacă n-ar rodi și ar face în sine ei legume, ai rupe-o.
O mașină, dacă n-ar merge decât în sinea ei, ai da-o la fer vechi. O pâine, dacă n-ar fi bună decât în sinea ei, ai da-o și ai arunca-o. La fel și Dumnezeu face cu sufletul omului. Toate sufletele care rodesc în sine și nu în faptă, sunt depărtate de la fața lui Dumnezeu. Deci nu ne rugăm în sine, nu postim în sine, nu ne închinăm în sine, nu dormim în sine, nu greșim în sine, ci ne pocăim cu știință. Deci faptele care trebuie să le facem trebuie să fie pe măsura răsplății duhovnicești. Oare dacă ești creștin, trebuie să știi că pâinea cea vie din cer s-a pogorât și cine mănâncă din această pâine nu moare. Oare aceștia din pustie au mâncat o pâine stricăcioasă, prin care Mântuitorul a demonstrat că este stăpânul alături de Tatăl al Universului și Creatorul a toate, dar în același timp a demonstrat că poate să dea pâine și celor drepți și celor păcătoși. Și când vă spun lucrul acesta, am argumentul clar. Cei care vedeau minunea și se bucurau de învățătura lui, îl cinsteau, iar iudeii căutau să-l prindă și să-l omoare. De aceea se desparte de ucenici și le spune ucenicilor, hai, luați coșurile cu fărmituri, urcați-vă în corabie și treceți de cealaltă parte a mării. Ori el a rămas cu mulțimile să le slobozească. Această întrebare sau acest cuvânt să le slobozească, deci acest cuvânt să le slobozească, arată clar că Mântuitorul a făcut un act duhovnicesc pe care el singur l-a știut asupra acelor oameni nenorociți sau amărâți care ascultau sfatul. Deci preotul sau episcopul nu-și poate da seama de felul în care Dumnezeu iartă, tămăduiește, vindecă, curățește, sfințește, mântuiește, păzește și proniază pe tot omul. Dar știe că prin această taină a pâinii îl poate uni pe om cu Dumnezeu. Și semnul că s-au luat coșurile cu fărâmituri, asta este cu totul altceva. Deci nici de cum, că și noi ne strângem resturile și ați văzut că din resturi mănâncă și câine de la masa stăpânilor, un mare argument filozofic al femeii hananiene. Deci se pare că acele rămășițe de coșuri pline și nu goale, rămășițele de pâine cu care s-au umplut coșurile, sunt de fapt rămășițele de învățătură pe care sfinții nu mai au nevoie de ele. Și cum vreau să ajung să înțelegeți lucrul ăsta? Nu mai este nevoie unui sfânt să-l înveți să postească, că el știe. Nu mai este unui sfânt să-l înveți că el trebuie să fie curat, că el știe. Nu mai trebuie unui sfânt să-l înveți să se roage, că el știe. Luați aceste rămășițe de învățătură, umpleți-vă coșurile duhovnicești și duceți-le în alte cetăți, unde vor fi alți flămânzi care să mănânce aceste rămășițe până vor ajunge la taina pâinii întregi. Deci trebuie să înțelegem că fiecare om depășește o etapă. Ori nu se arată clar că de la fiecare ceată s-a strâns fărâmiturile, ci cete fiind, au mâncat și s-au săturat și au rămas ca la 12 coșuri de fărâmituri de pâine pline. Coșurile pline de pâine arată că orice fărâmă de învățătură a Mântuitorului, cât de mic ar fi, dacă intră în sufletul unui om, ea rodește. Și cel mai descreierat bărbat, dacă îi spui pocăiește-te omule că vei muri, conștiința îl mustră și într-o zi o face. Și cel mai ticălos sau mai ateu sau mai de nimic cu om, dacă într-o zi se mustră de conștiința lui, se pocăiește. Ori aceasta este o fărâmitură a coșului din pâinea, a fărâmitură din coșurile de pâine a lui Dumnezeu. Deci nu se pot sfinți toți deodată. Asta este o mare greșeală pe care o mai faceți dumneavoastră în biserică, când vă înghimpați unii pe alții. Nu te băga, dragă, ai răbdare, stai, vezi, ne dăm sfaturi între noi. Ori sfaturile acestea care ne le dăm noi între noi sunt bune, dar nu sunt pe măsura care ar trebui să fie fiecăruia, ci fiecare trebuie primit în rândul cetei sale după puterea și înțelegerea lui. Ori când vezi pe cel duhovnicesc care își cunoaște rostul și rânduiala vieții, nu mai trebuie să stai să-i vorbești 7 ore. Ori cel care știe ce este postul, nu mai trebuie să-i spui 7 ore. Ori cel care știe ce-i rugăciunea, nu mai trebuie să-i spui de 70 de ori. Ori cel care știe ce-i canonul, nu mai trebuie să-i spui de 1000 de ori. Ci încep să lucrezi cu cei mai noi, cu cei mai începători, iar pe cei vechi îi slobozești și îi lași să meargă și îi cârmuiești exact cum barometru îți dă
în atmosferă dacă este presiune mare sau mică. El vine și te relatează cu o întrebare. Părinte, aici am făcut bine? Oare m-am rugat destul? Oare aici fac bine cât postesc? Oare aici fac bine cât mă închin? Oare pentru că am făcut lucrul ăsta este bine? Să practică o metodă sau să practică, v-am mai spus și altă dată, metoda, să spun eu, a blagosloveniei luată în derâdere. Știți, blagoslovit să fac cu tare, blagoslovit să merg cu tare. Omule, ai blagoslovenie să faci toate faptele bune fără blagoslovenia duhovnicului. Ori nu spune acolo Mântuitorul, fericiți cei blânzi sau curați sau milostivi sau cu tare că se vor milui, ori dacă mor eu mâine nu mai faci bine că n-ai avut blagoslovenie. Deci această lucrare duhovnicească începe în om ca un izvor curgător. Deci tu vii și te împărtășești, tu vii și te spovedești, tu vii și asculți slujba, tu vii și te rogi, dar tu ești în continua permanentă corespondență cu fărâmăturile pâinii. Unde nu vrei fărâmituri, vii și iei pâinea cea cerească, că așa spune, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Iar când cazi din nou și ajungi în cetele din iarbă, te întorci din nou la învățătura care este din fărâmituri. Atâtea metanii să faci, atâta să postești, atâta să te rogi, vezi că asta nu-i bine, vezi că asta e rău, asta e așa. De aceea n-am timp uneori sau nu vreau uneori să stau vremuri sau timpuri întregi și să vorbesc sau să povestesc. Eu consider că atunci când se vorbește în biserică, se cuprinde tot ce trebuie să știe un om. Adică predica nu este undeva în afară sau este pe o temă oarecare, ci este legată exact de substratul de care are omul nevoie în viața lui de toate zile. Nu se vorbește de teorii ale religiei, nu se vorbește de izvoare duhovnicești ale dogmatice, ci se vorbește exact în permanență de partea morală și duhovnicească, pe care omul și-o culege prin propriile întrebări, direct din predică ca răspunsuri primite. Nu trebuie să vină 100 să șadă la rând să te întrebe, părinte, merguri să mănâncă cu ulei? Dacă conștiința spune că vrei să mănânci cu ulei, că ești obosit, poți să mănânci că nu-i păcat. Dacă ești bolnav, poți să mănânci că nu-i păcat. Dacă ești leneș și nu poți să ții, mănâncă că nu-i păcat. Iar dacă ești duhovnicesc, nu mânca că nu-i păcat. Deci nici așa, nici așa. Deci Dumnezeu nu pedepsește pe om pentru ce nu poate sau nu vrea sau nu știe. Pedepsește pentru rosturi banale. Întreba odată cineva, ca o mică glumă. Zice, părinte, am făcut o mare greșeală. Zice, nu știu dacă am făcut bine, am luat anafură înainte de aghiazmă. Zic, întâi să mănânci și apoi să le iei. Zic, să nu mai greșești niciodată. Și vai, părinte, dar nu să mănâncă înainte de anafură. Ei, nu, zic, de acum să mănânci. Și, dar nu să mănâncă, bă, dacă știi de ce vii să mă întrebi. Dacă știi că să ia ori una, ori alta, nu cu Duhul Sfânt sfințite, ce mai contează că ai luat întâi anafura sau aghiazma, sau aghiazma și apoi anafura? Deci sunt niște chestii elementare prin care omul rămâne la starea de fărâmătură, tot timpul vrea mură gură. Ori nu ăsta e sporul duhovnicesc. Te trezești că trece timpul, te trezești că trece vremea, te trezești că omul a sporit, a îmbătrânit, timpul se duce, viața se scurtează și el rămâne la aceleași banalități spirituale. Părinte, m-am certat cu vecinul, părinte, mi s-a dărâmat gardul, părinte, mi-a furat cu tare, mi-a zis cu tare, ori dacă veșnic vom rămâne la aceste lucruri, tot fărâmături vom mânca din coșuri. Ori când omul a sporit și a început să urce duhovnicește, Mântuitorul rămâne cu ei, iar ucenicii cu coșurile de pâine se duc. Poate ai dat o stare frumoasă de rugăciune acasă, nu trebuie să te sfiești de ea, o continui. Poate ai dat o stare de plâns când te rogi, mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dat-o. Poate ai dat o stare de hulă în timpul rugăciunii. Să nu te înspăimântezi, e dracul care vine să te încerce și să-și bată joc de tine. Cu un bătrân de la Pateric dăduse sfatul cenicului său care a venit și a spus, zice, Avu, zice, mă luptă niște gânduri cumplite în timpul rugăciunii, n-ar fi bine să nu mă mai rog? Fiule, zice, asta este lucrarea satanii. Dar de ce spui, Avu, zice, dacă rugăciunea ai răspândit, o primește Dumnezeu? Fiule, tu nu știi ce zici când te rogi, dar dracu știe ce vrea să spui. Ori în clipa când tu deschizi psaltirea, ori în clipa când tu citești ceaslovul, în clipa când postești, în clipa când te închini, în clipa când te culci și pui capul în pernă și zici un Doamne Iisuse, satana vine să corupă lucrarea duhovnicească. Dar ori tu fiind împărtășit, ori tu fiind spovedit,
Ori tu fiind cunoscător al tainii bisericii, din cărți, din sfaturi, din învățătură, de la biserică, nu-ți mai este o noutate și vii și mă întrebi pe mine niște chestii banale. De ce le spun banale? Fărâmituri, ca să vedeți. Iese vecinul și mătură la bloc. Și stropește, moaie mătura în apă și stropește să nu sară praf pe hol și să udă ușa vecinului, sar trei stori. Vecina iese să se ducă după pâine, pipăie ușa și vede. Fuge, iute la mănăstire să vedeți că mi-a făcut vrăj, mi-a turnat, era ud pe ușă. Cap pătrat și minte îngustă. Ori tu nici nu știi cine e vecinul tău sau ce-i cu el sau ce vrea de la tine și tu alergi pentru trei stropi de apă, descrerat și despăgubit și împrăștiat sufletește că ce-o fi fost. Dar dacă eu sunt împărtășit, dar dacă eu am aghiazma în casă, am anaforă, am toate urmele de fărâmituri, deci ce fel de vreau din coș, aceea fărâmitură o iau pentru sufletul meu. Pot să cred în prostii de genul ăsta? Ies alta gospodină mai puturoasă, mătură holul la bloc, ridică preșul la vecin și bagă scamele acolo. Ies asta la altă și ia gospodină să-și scuture preșul și le găsește acolo. Disperată, părinte mi-a făcut farmece, trei paie, două bețe, trei cârpe, trei fire de păr, o scamă mi le-a pus sub ușă, zice, acum e praf în casa mea. Iată ce lucrare duhovnicească pot să poarte creștinii. Ori asta nu-i lucrare duhovnicească, frate. Asta înseamnă clasa întâi de rugăciune din care omul nu sporește cu nimic niciodată. Aceste lucruri se depășesc și nici nu trebuie să mai întreb de duhovnic prostii de genul ăsta. Ai măturat, ai aruncat la foc, ai tras apa la toaletă, dacă n-ai unde să le dai, ai stropit cu aghiazmă și te-ai dat la rugăciune. Și cu asta basta. Ori n-a spus Dumnezeu destul de clar, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Nu ne vom teme ce ne vor face nouă, oamenii sau diavolii, că tu cu noi ești, Părinte al veacului, ceva să fie, în rugăciunea de la molitfelnic, care se face pentru lucruri necurate. Ori farmecul în sine, care lucră vrăjitoarea, sau omul necredincios, sau spiritistul, sau magicianul, alea și-au cu totul, cu totul alt rost. Și arată cărțile bisericești. De cel spovedit, sau de cel împărtășit, sau de cel cuvincios, sau de cel evlavios, nu se prinde orice ar face. S-au dus odată draci unei vrăjitoare și au început să o chinuie pe ea. Și ea a început să-i certe, dar nu vei rușine, zice, cum eu vă țin la casa mea și voi îmi faceți mie rău? Păi zice, nu te supăra. Păi ne-am întors asupra ta că ne-ai trimis într-un loc unde ăla are o putere mai mare ca a noastră. Dar ce putere are? Un înger cu sabie de foc. Mergeți și urmăriți ce faceți. Ce face? Ce făcea omul? Să ruga și făcea canonul dat de la biserică. Și s-au întors draci și i-au spus, este sub canon de la biserică și nu se prinde nimic de el. Nici nu ne putem apropia de casa lui. Ori dacă ți-a spus duhovnicul că psalmul cu tare e pentru asta, ori aghiazma e pentru asta și anafura e pentru asta, tu deja ești întărit. Deja ai mâncat pâinea, vii la pâine ca să fii sătul de Dumnezeu, nici de cum să mai crezi în broască și în păr și în ață și în cârpe și în toate celelalte. Deci cam asta e starea duhovnicească a lucrurilor. Cam asta e starea slăbănoagă cu care se luptă societatea secolului 20 și biserica creștină. Un imens număr de creștini, formaliști, vreau să spun, dacă vrem să spunem peste formaliști, mecanici, adică să pune în genunchi să zică Tatăl nostru și când se scoală ce-s așa de tulburat, păi cum să fii tulburat când te-ai rugat Dumnezeu, omule? Poți să fii tulburat când discuți cu Dumnezeu? Poți să fii agitat când stai de vorbă cu El? Poți să fii supărat când cu El vorbești? Mergi la director să-ți dea aprobare pentru o pâine sau pentru un loc de muncă și te bucuri. Domnule, am intrat la director, n-a rezolvat, dar mi-a promis ceva. Și vii și ești bucuros și la 10 povestești. Ori în discuția cu Dumnezeu tu ești tulburat. Oare în suflet nu sunt acele urmări negative ale comportamentului tău de zi cu zi care te tulbură în relația cu Dumnezeu? Și atunci vreau să vă spun de ce Evanghelia, am vorbit toată asta, de ce Evanghelia consemnează. Ucenicii au zis, ia ascultați ce au zis, zice, n-avem ce să le dăm de mâncare. Ascultați, n-avem ce să le dăm de mâncare. Să le dăm drumul să se ducă prin sate. Să le dăm drumul să-i slobozim, că aici e loc pustiu. Și vremea iată a trecut. Să meargă prin sate să găsească de mâncare. Că noi n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Deci ați văzut?
Asta este întrebarea, asta este răspunsul, asta este consemnarea la ceea ce vin oamenii și spun în biserică. Părinte, zice, nu știu câte locuri am fost și nimic n-am rezolvat. Și în casa ta, dacă stăteai și știai să te rogi, să și rezolva problema pe moment. Fără să mai bați drumul. De mă voi sui în cer, de față ești. De mă voi coborâ în iad, de față ești. De mă voi duce la marginea mării, de față ești. Și oriunde mă voi duce, dreapta ta mă va povățui. Oare unde-i locul lipsit de Dumnezeu ca tu să alergi disperat să-L cauți pe Dumnezeu decât în inima ta, în casa ta, când El consemnează și spune, intră în cămara ta, încuie ușa ta puțin câte puțin, roagă-te ca cel ce nascuns vede nascuns să-ți plătească. Deci ai văzut ce formă concretă de rugăciune. Deci în casa ta, tu fugi din casa ta. În casa ta să te încui, tu ieși din casă și pleci. Constanța, Timișoara, București, Aiud, Cluj, București, așa mai departe. Deci nu distanța te apropie de Dumnezeu, ci corelația vorbirii corecte cu Dumnezeu. Să știi ce să-i ceri. Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, păzește-mă, Doamne, miluiește-mă, sfințește-mă, curățește-mă, ajută-mă, apără-mă. Nu dăm bani, nu dăm spor, nu dăm casă, nu dăm masă, dăm ce vrei. Așa spunea un pusnic din Pateric, el nu știa carte. Și a venit la el un mucenic și a spus, cum să mă rog apă? Spune așa, Doamne, eu vreau să mă mântuiesc, dar de nu pot, mântuiește-mă. Eu vreau să mă mântuiesc, dar de nu pot, mântuiește-mă. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Deci noi nu putem să ne mântuim singuri, dar Dumnezeu când vede că vrem, și El vrea. Ne-a spus Mântuitorul, cereți ca să aveți, bateți să se deschidă, căutați să aflați, insistați. Văduva aceea s-a dus la judecător și atâta până a zis, faceți-i dreptate să nu mai văd la ușa mea. La fel este și în Împărăția lui Dumnezeu. Când un om va striga cu disperare și cu discernământ, Dumnezeu înțelege rostul acelei fapte și o împlinește la moment. Oricând omul cere aiurel și Dumnezeu nu-i dă nimic. De aia spune, locul e pustiu. Locul e pustiu. Și când vorbim de locul e pustiu, mergem la Sfântul Vasile cel Mare. Ce este inima omului? Un loc pustiu, adânc și necoprins, unde toate fiarele patimilor sunt mai rele decât cele sălbatice. Auzi, unde e locul pustiu? Inima e goală. Și a spus Mântuitorul, fiul omului n-are unde să-și plece capul. Păsările și-au făcut cuiburi, gândurile rele, vulpile vizuine, adică faptele viclene, dar locul lui Dumnezeu nu se găsește. Și el e întristat. Și spune, zice, dă drumul mulțimilor să se ducă în sate. Ei, ce sunt acele mulțimi care pleacă spre sate? Ne-am mai întâlnit cu astfel de confirmare. Cheamă pe cutare la masă, cheamă pe cutare, pe cutare, pe cutare. N-au venit că aveau treburile lor. Dar la un moment dat a zis cel care avea cina, nunta împărătească, când e vorba de cina cea mare. Mergeți prin ulițe, prin piețe, prin târguri și tot ce găsiți la garduri și la încrucișări de drum, aduceți la masă. Orb, șchiop, toți umpleți, umpleți sala să fie plină. Și au venit mulțime și s-au umplut, dar au mai rămas locuri. Deci în Împărăția lui Dumnezeu niciodată nu se sfârșesc nici locurile raiului, nici locurile iadului. Dar când le-a spus să meargă prin sate, ca să-și caute de mâncare, a arătat tocmai iresponsabilitatea omului care se desparte de biserică. Deci tocmai iresponsabilitatea omului care se desparte de biserică. Și satele în acest termen, dacă vreți să le luăm, le putem lua. Yoga, razestezia, vrăjitoria, magia, descântecul, mersul la babe, cărțile, cafeaua. Sunt satele pe unde se duc oamenii să se hrănească. Satul înseamnă adunătură, balamuc, deci grupare, mulțime. Și când le spune, deci fără să dea o menționare, sunt sate sau ce fel sunt, deci acolo arată că este tot felul de oameni. Și noi avem în popor vorba, câte bordei, atâtea obicei, deci câte sate, atâtea năravuri. Ei, la fel de data aceasta, această adresare, mergând să-și caute de mâncare, nu găsești mâncare decât la Dumnezeu. Nu găsești mâncare decât la biserică. Pentru că iată ce spune Mântuitorul.
Dar n-au trebuință să se ducă. Pentru ce să meargă? Dați-le voi să mănânce. Iată ce frumos s-a adresat apostolilor. Dați-le voi să mănânce. De ce să merg să umble aiurea? Când s-a spus clar, omul spovedit, omul împărtășit, omul cununat, omul botezat, omul care este în păcat cu Dumnezeu prin tainele bisericii, este fiul lui Dumnezeu după dar. Deci dacă tu ești sfânt, ești curat și ești în legătură cu Dumnezeu, de ce să cauți pe aiurea și să n-aștepți de la el? Și mulți au primit și ei știu ce au primit, știu cum îi ajută, unul se plânge că a reușit cutare și se bucură, altul mulțumește pentru cutare, deci Dumnezeu te-a găsit. Dar de unde ai mâncat? Ai mâncat din potir. Ai mâncat din pâinea lui Dumnezeu. Dați-le voi să mănânce. Singurii care pot să vă hrănească nu sunt altcineva decât slujitorii bisericii care dau sfintele taine. Oralea luate pe aiurea, care se amestecă în două cu bani și cu materii, cu lux nebun. Spunea odată o zăpăcită din asta de sectară, zice, mi-a dat Dumnezeu un dar așa de frumos, zice, mi-a dat o mașină. Ați văzut cu ce pleca ea la rai, cu o mașină. Închipuiți-vă când murea să vedeți sufletul suit în mașină și mașina zburând în sus. Ce dar i-a dat? La primul tampon e la fiare vechi și s-a terminat cu darul. Ori voi, oameni răi fiind, spune Mântuitorul, dați daruri bune fiilor voștri. Casă, masă, haine, bogăție, că așa e la nuntă când îi cununci și însori și măriți și întemezi noi familie. Dar Tatăl vostru cel din cer, care grijește de păcatele și de sufletele voastre, nu vă va da vouă cele bune ce veți cere de la dânsul? Și care sunt cele bune? Cele trei virtuți teologice. Trebuie omul întâi să aibă credința, dar de la Dumnezeu. Și asta e un dar. Că se pierde, vine la naștere și dispare. Să aibă nădejdea în Dumnezeu. Să aibă dragostea în Dumnezeu. Și apoi vin virtuțile teologice, cele spirituale. Una, înțelepciunea. Nu oricine poate fi înțelept. Omul care aleargă aiurea așa, împrăștiat ăla, nu-i înțelept. O vezi, frumoasă sau frumos, înalt, aranjat, bărberit, pudrat, și vine și îți spune niște banalități când discuți cu el, vrea să facă un pomeli. Și începe să spună niște ghidușii de tia râsul. Întrebă ori, o fi având facultate sau vine de la oi. Dar ăla de la oi nu, că ăla știe, Doamne ajută, hăi, soai. Dar omul de la oraș nu știe lucrul ăsta. De ce? Tocmai desconservarea fenomenului natural de trăire în legătură cu Dumnezeu prin toată tehnica asta modernă, statul la cușculiță, televizorul, video, calculatorul, haina de lux, mâncarea la buton, apa la buton, spălatul la buton, munca la buton, viața la buton, îl fac pe om să uite că el trebuie să se miște liber. Îl fac pe om să creadă că și Dumnezeu poate fi un buton, cum spun nebunii despre Ozeneu. Ori a stat Dumnezeu să-și facă atiliere mecanice și să facă stele zburătoare pentru zăpăciți. Da, nu râdeți. Gândiți-vă la un lucru. Că toate acestea desconservă pe om și îl despar de Dumnezeu. Ori când ești la țară și faci o fântână, te rogi Dumnezeu să găsești apă. Aduci preotul ca să o sfințească. Apa să fie bună și binecuvântată. Te speli cu ea dimineața pe față. Îți faci mâncare de toate zilele. Mai te rogi să plouă în grădină, mai te rogi să fie sănătos un animal, mai te rogi să fie sănătos un copil, mai te rogi să rodească o poamă, o țarnă. Așa te duci în piață, înjuri că prețul ăla e de un fel și ălalt e de un fel și ți-a trecut ziua. Dar nu întreb dacă sunt daruri mai mici sau mai mari de la Dumnezeu, ci te-ai învățat așa. Ei, învățându-te așa, ajungi să mergi prin sate. Îmi spunea acum într-o zi cineva și de ce fac paralelele acestea ca să vă pară că nu-i vorbit ceva de 2000 de ani, ci de ieri. Părinte, zice, mi-a spus cineva, zice, și am fost la o babă. Și cum mi-a făcut desfăcăturile, cum mi-a mers bine? Acum du-te să-ți desfacă, zic, și mintea că ți-i îmbrobodită, fiind parte feminină. Păi cum puteai să spui că ai mers și de atunci îți merge bine? Oare nu dracu te-a ajutat? Oare rău salvează binele? Când toți sfinții părinți în filocale arată că rău nu se scoate cu rău și numai cu binele, iar binele nu poate fi biruit de rău. Cum poți să spui tu? Zice, nu, părinte, zice, eu știu, am fost, am văzut cine m-a îndrumat și mi-a cunoscut. Ia că ăsta deja e mănâncă prin sate. Ia că ăsta deja nu e al lui Dumnezeu. Și îi merge bine aici. A vrut sănătate de un an ca să mulțească păcatele pe pământ.
a vrut bogăție încă de 2 ani să poată să mai greșească cu hapsâneala, cu zgârcenia, cu răutatea. A vrut lux ca să poată să se mai mândrească că ea e mai mare decât cupana cu tare sau mai bogată decât cealaltă. Și ce a rezolvat cu asta? Că doar de fapt o fărmătură de clipeală, de ochi și toate le rămâne. Și moartea este cea care face hotarul vieții veșnice. Moartea este ușa prin care omul trece gol. Și știți povestea cu biletele de loterie. Un bogat și-a ținut cecurile prin testament până la ușa mormântului, crezând că testamentând va fi pomenit după moarte de Dumnezeu ca mare binefăcător. Și ajungând la ușa raiului, bagă mâna în buzunar să-i scoată apostolului Petru cecurile să-i le întindă. Nu, ce m-au prădat îngerii. M-au furat îngerii. Cum, omule, aici la noi nu se fură. Zice, am avut cecuri în buzunar, zice, și mandatele mele de testament. Omule, pe pământ le-ai avut, uite înapoi și le vezi în buzunar, în buzunarul hainei pământești. Aici nu mai vii cu cecuri. Aici faptele tale. Da, dar eu am lăsat totul. Da, dar după moarte. După moarte le-ai lăsat, nu în viață. Deci cine crede că prin aceste metode face milostenie lui Dumnezeu sau împlinește porunca milosteniei sau a iubirii de aproapele, greșește. De ce? Este ca și cum te-ai duce la altar să duci cai morți de jertfă sau carne împuțită, sau pâine, sau jertfă împuțită. Cum poți să crezi tu că nemurind 1000 de ani, tu vei da cuiva ce ai promis decât până în clipa când mori? Dacă ai de dat, dă acum! C-o fi pâine, c-o fi cartofă, c-o fi ceapă, c-o fi haine, c-o fi ață, c-o fi masă. Dar dă-o să fie dată, să auzi pentru ea, bă, dar proste! Nu ăla să se roage tu să mori mai repede și tu să te rogi să trăiești mai mult. Că e o contradicție pe care ascultă Dumnezeu atunci. Deci, vedeți? Asta e umblatul prin sate. Și Mântuitorul a zis, când a văzut că ucenicii nu sunt în măsură, aduceți-mi-le aici. Deci a luat darurile duhovnicești, pâinea și trupul său, și a trecut el să le împartă oamenilor. Și cum a început să le împartă Dumnezeu oamenilor? A început să le împartă oamenilor prin mai multe taine. Și scrie, unii au cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările grele ale vieții. La unul s-a dus și a omorât un copil. La unul s-a dus și a făcut pagubă în casă. Nu vreți să vă întoarceți? Vă întorc eu, că staulul trebuie să-l umplu și să vă mântuiesc, nu să vă judec. Și a început Dumnezeu să-i pedepsească până i-au întors la adevărata credință. Și omul din necaz și din scârbă și din durere și din disperare și aduce aminte că este făptura lui Dumnezeu și vine singur la lumină. Deci ai văzut cum a spus, aduceți-le la mine, lasă că eu le împart. Deci unde nu poate slujitorul bisericii, poate Dumnezeu. De-aia nu trebuie să disperați, nici când vedeți că s-au mulțit sectare, nu trebuie să disperați nici când s-au mulțit vagabonții, nu trebuie să disperați nici când s-au mulțit jehoviștii sau baptiștii sau penticostale și nu trebuie să disperați nici chiar pentru faptul că suntem sărați sau bogați. E și asta o taină a lui Dumnezeu și dă cât vrea și când vrea și cui vrea. Și iarăși acea întrebare banală, dar dacă e așa de bun Dumnezeu, de ce la cei răi le dă să aibă de toate? Ca să poată să n-aibă nicio plată dincolo, ăsta e răspunsul. Aici vor mânca și vor bea și acolo vor răbda și vor îndura. Ei, cel ce va flămânzi aici, se va bucura dincolo. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, ca aceia să vor milui, sau cum spune acolo, mai departe, fericiri. Și spune mai departe că luând cele 5 pâini și 2 pești, le-a binecuvântat și frângând le-a dat. Deci ne izbim din nou de Sfânta Liturghie. Și frângând a dat Sfinților Săi ucenici și apostol zicând, luați, mâncați, acesta-i trupul meu. A frânt și a dat ucenicilor pâinile să le dea mulțimii. Deci n-a călcat regula Sfintei Împărtășanii. N-a pus-o prin sticluțe, n-a dat-o în particular acasă. Lucruri care se întâmplă în Ortodoxia de toate zilele. Din ăștia care împărtășesc așa la kilometru pătrat. Nu, frate! Le-a frânt, a privit la cer, le-a binecuvântat, le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-a dat mulțimilor. Nu vii tu să te împărtășești la pat acasă, sau în parc, în copou, sau în București, sau la munte, ci vii în biserică să te împărtășești. În biserică trebuie să primești Sfintele Taine, acolo te regăsești cu Dumnezeu. Dar cum? Flămând! Mulțimile erau flămânde și obosite.
de pustiul locului, de oboseala zilei și de calea pe care o făcuseră. Deci iată cu ce cale să vine la Dumnezeu, numai cu oboseală, numai cu flămânzeală. De-aia vi se spune postiți când vă împărtășiți. Că unii vin așa și se supără. Ați văzut și astăzi la spovedit pe câți am respins și le-am dat aghiazmă mare. A, părinte, știți, dar omule, nu știu nimic. Știu un singur lucru. Doctorul, dacă îți face o analiză, 3 zile te pune să nu mănânci nimic, să-ți iasă curate sau bune. Ori vrei să le iei pe Dumnezeu ca întroaca cu porci? Deci trebuie să înțelegi. Postul este prima categorie de faptă spirituală care îl mântuiește pe om. Și a doua este sfintele, a doilea sfintele rugăciuni. Ai făcut canonul? N-am făcut. Ia aghiazmă mare și când îl faci vii să te împărtășesc. De-aia sunt banal la spovedanie. Că o știu și pe asta. A zis cineva, zice, părintele s-a superficializat. Nu m-am superficializat deloc. Ce am făcut? Am zis așa, cine păzește pe cele mărunte, pe cele mari le ține de la sine. Cine nu le păzește pe cele mărunte, nici pe cele mari nu le face. De-aia, cu atâta ușurință, dau sau iau aghiazma mare. Pentru faptul că unii care nu sunt în stare să facă un 20 de metanii sau o catismă la psaltire sau un post de miercurea și vinerea sau un post bisericesc, ăla nu-i creștin, ce să discut cu el? Pentru ce să mai vii să-mi spui mie că ai fumat, că ai băut, spune-le lui Gheorghe în sat. Deci când tu deja mi-ai păzit aceste mărunțișuri, înseamnă că deja îl iubești pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu din cele mărunte se proslăvește, nu din cele mari. Gâza, furnica, apa, aerul, căldura, nasul, ochii, astea te preamăresc și îți arată că e Dumnezeu. Că dacă nu le-ai avea, n-ai ști că ești. Ori dacă tu nu le înțelegi pe astea, dacă ai vedea foc din cer sau pâine curgând din cer, tu ai înțelege ce-i cu minunea? Habar n-ai. Așa și la biserică. Dacă tu nu știi de cele mai elementare norme creștinești, ce să vii să discuți cu mine? Mai vin câteodată și zice, știți, părinte, zice, aș vrea eu să-mi dați blagoslovenie să zic Doamne Iisuse. Lasă, zi din psaltire, nu o lua razna. Zic, zi Doamne Iisuse în timpul liber. Nu, zice, dar parcă sunt eu mai dulce rugăciunea Doamnei Iisuse. N-ar nimic, întâi mănâncă sărat din psaltire și după aia mănânci dulce cu Doamne Iisuse. Deci nu luăm noi de capul nostru, nu luăm noi aiurea, că așa ne ducem în lene și în nepăsare. Regula ce a dat-o duhovnicul rămâne strictă, nu strictă în sensul că nu poate fi, că nu e o infailibilitate. Să scade de la om la om și de la persoană la persoană. Dar își are valoarea ei sacramentală prin faptul că se verifică ascultarea omului față de Dumnezeu prin biserică. Scurt, de-aia foarte ușor luați și una și alta. Și cine deja intră într-o rânduială, uite, întreabă o bătrână de rând. Bunica, ai mâncat săptămâna asta de dulce? Doamne ferește, nici prăjit, părinte. Iete, că ce conștiință. Și are 80 de ani. Și îți vine cu coana de 30 de ani și spune că o doare colesterolul. Dar e unsă la ochi cu roșu. Dar are verde în cap. Dar are roșu pe buze. Păi colesterol faci de la astea, că sunt toxice. Ori dacă te speli cu apă rece și mănânci pâine cu apă, n-ai nimic. Prășești o zi și împrăști și fân și pași și o vacă, plivești în grădină. Sigur că de stat degeaba crește colesterolul, că devenim obez. Ori lenea e un păcat de moarte. Nu poți să muncești la bloc că ai măturat casa și ai aspirat și ai spălat. Citești o carte religioasă, bați o metanie, faci o închinăciune, mergi la un sărac și îl cercetezi. Te plimbi prin parc, mergi la o biserică. Este o ocupație, numai să vrei să folosești timpul. Ori când stai nepăsător, pierzi plata. Când stai nepăsător, pierzi plata. Trebuie să fiți foarte atenți că cu Dumnezeu nu-i de joacă. Dumnezeu este un fel are a lui de a fi, nici judecător, nici căpetenie de oști. Ci un fel de domn bun, ca și un paznic de poartă, care la un moment dat îi vine lui să facă un control inapinat. La ala găsește o pâine, ieși afară, nu mai muncești la mine, la ala găsește un ciorap, ieși afară, că tu ai furat de la mine. Și în felul ăsta ne verifică că el vine ca un fur. El vine noaptea sau la miezul nopții când nimeni nu se așteaptă. Ceasul și clipa în care fiul omului va veni, nimeni nu știe. De-aia trebuie să fii pregătit în toată vremea. De-aia dacă ai murit miercuri și ai postit, tu ești mântuit. Dar dacă ai murit joi și miercuri mâncase de dulce, te duci în iad. De ce te duci în iad? Nu că a fost purcată mâncarea aia, ci pentru că deja erai în călcare de poruncă. Dacă tu te-ai închinat de sară și ai zis Tatăl nostru de 3 ori, cum ți-am dat eu la spovedit, sau de 12, sau de 7, sau de 9, și ai murit în noaptea aia, tu te-ai mântuit. Dar de ce te-ai mântuit? Că erai în ascultare de Dumnezeu prin biserică. Ori dacă tu te-ai culcat de sară ca Vita după 2 ore de filme porno sau meci sau emisiune de actualități la televizor și te-ai culcat ca turcul și n-ai mai știut ce-i cu tine și ai murit, te-ai dus acolo unde au făcut aia televizorul.
Te-ai dus la Sarsailă să te întâlnești cu el, să-ți arate imagini de toate culorile. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că întotdeauna alături de lucrurile materiale trebuie așezate cele spirituale. Casa și masa și haina și luxul și moda și bani trebuie să fie puse mână în mână. Cu icoana, cu candela, cu psaltirea, cu ceaslovul, cu biserica, cu aghiazma, cu anafora, cu undelemnul sfințit și cu cărțile duhovnicești. Când astea două grupe de materiale, unele pământești și unele spirituale, sunt în casa omului, ăla vede rai. Nu cumpăra te stuiți la ele, ci să citești din ele. Atât. Nu există altă cale. Unii au pronunțat odată o vorbă cam neghioabă și au spus, zice, învățătura asta, zice, cam sună sectară. Dar de ce trebuie să ai neapărat Biblie, ceasloc și psaltire în casă, că altfel nu te spovedește? Cam spus, zic, cine nu are, nu-l spovedesc. Că nu vreau eu să te spovedesc. Du-te și mă reclamă. De ce ți-am impus să o ai? Rușinându-te că le ștergi praful de pe ele toată ziua, mai deschis și citești un capăt de rugăciune. Și odată un cuvânt din ăla te copleșește și te întoarce la Dumnezeu. De-aia trebuie să le ai în casă. Și numai în felul ăsta, din fărâmituri, ajungi să mănânci din pâine. Și cu aia închei, că spune mai departe. Iisus a silit pe ucenici să plece de cealaltă parte a mării, deci a dus în altă cetate, că liturgia nu-i numai într-un sat, e în toată lumea. Și le spune mai departe, a rămas până ce a dat și a slobozit drumul, a slobozit și a dat drumul mulțimilor. Ori această slobozire despre care se vorbește este pacea sufletului, împlinirea dorințelor, liniștea caselor, sporul gospodăriilor, sporul holdelor, înțelegerea în familie, sporul la bani, cum spuneți voi, ascultarea copiilor de părinți, rezultatele bune în munca de zi cu zi și în cele din urmă este ușurarea sau liniștea sufletească care duce la mântuirea sufletului. Amin.